Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme de referință. Impozitul anual de la posesorii transportului auto este anulat. Decizia a fost primită de Ministerul Finanțelor. La Bender în curând va fi deschis Centrul Republican pentru copii invalizi. Astăzi, arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari Sava a sfințit capela de la Complexul Republican Didactico-Educațional Makarenko. România va fi obligată să se unească cu Moldova pentru continuarea căii europene. Despre aceasta a declarat prezidentul Traian Băsescu într-un interviu unui canal TV local. El a amintit că România a devenit membru al Uniunii Europene cheltuind pentru aceasta 14 ani, chiar dacă toate forțele politice din țară erau pro-europene. În Moldova însă nu există o asemenea unitate. Băsescu la fel a specificat că cheile pentru rezolvarea conflictului nistrean se află nu pe malurile Nistrului, ci la Moscova. Moldova este o țară cu un conflict înghețat în Nistrenia, cheia nu e la Chișinău, ci la Moscova. Între timp, Băsescu a subliniat că România susține independența și suveranitatea Moldovei, reamintind că unirea doresc 70% din români, în timp ce în Moldova doar 30%. România trebuie să înceapă dezbaterile la tema unirii cu Moldova. De ce? Din cauza că, într-un anumit moment în legătură cu prezența opoziției în Nistrenia și Găgăuzia, România este datoare de a-i reda parcursul european Republicii Moldova pe calea unirii. Băsescu la fel a subliniat că țara niciodată nu i-a refuzat Moldovei în ajutor financiar. Impozitul anual de la posesorii transportului auto este anulat. Această decizie a fost primită în Ministerul Finanțelor. Reamintim, începând cu 8 ianuarie, în Republică a luat start procedura controlului tehnic. Acum posesorii transportului auto pot efectua acest lucru pe parcursul întregului an, până la 31 decembrie. Începând cu 1 ianuarie 2014, este anulat impozitul de la persoanele fizice, posesori de transport auto. Însă acei posesori care nu au trecut controlul tehnic în 2013 și care nu au achitat impozitul pentru anii precedenți, sunt obligați în timpul controlului tehnic din 2014 să efectueze plata datoriilor pentru perioada precedentă. Au finisat anul cu descoperirea unor dosare penale de rezonanță. Ce pedeapsă au primit infractorii? Aflăm de la colega noastră. La fel, în anul trecut a fost finisat dosarul de rezonanță despre asasinarea din Râbniță. Potrivit anchetatorilor, cetățeanul Lobani, fiind sub influența drogurilor, a violat o fată, după care a omorât-o. Pentru a ascunde infracțiunea, împreună cu un cunoscut, a aruncat cadavrul pe malul Nistrului. Cetățeanul Pleșcov a fost învinuit de săvârșirea delictului, potrivit articolului 134, partea 1, care prevede amendarea în proporții deosebit de mari. O pereche de tineri au fost neplăcut uimiți văzându-se pe unul din site-urile porno. Anchetatorii au aflat că cetățenii au dus la reparație blocul sistemic al computerului în unul din centrele pentru servicii. Acolo, unul din colaboratori, găsind în computer video și fotografii intime ale utilizatorilor, le-a plasat pe o pagină porno, încălcând în așa fel articolul Constituției care ocrotește taina personală a cetățenilor. Ambii infractori sunt reținuți, ei pot fi privați de libertate de la 7 până la 12 ani. Au fost reținuți doi infractori din Israel și Nistrenia, care au deschis fictiv în Dubăsari reprezentanța oficială a firmei Manpower. Ei luau bani de la cetățeni pentru a acorda locuri de muncă în țările străine. În așa fel au mințit sute de oameni, adunând mai bine de 30.000 de dolari. Ходим многочисленных судебных заседаний. În cadrul ședințelor de judecată, vina lui Volkov și Lobani a fost dovedită și cetățeanul Lobani va fi privat de libertate pentru un termen de 17 ani. Complicele a fost acuzat și a primit pedeapsa de un an și jumătate convențional, cu termen de încercare pentru un an. În orice moment ei pot veni încoace să se roage pentru sănătate și un bun viitor. Cei 28 de discipoli ai Complexului Republican Didactico-Educațional Makarenko din capitală, pe lângă lecțiile de toate zilele, sunt educați și spiritual. Astăzi, arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari Sava a vizitat complexul pentru a sfinți capela de aici. În componența instituției intră Centrul de Tutelă Temporară a Infractorilor Juvenili și Școala Specială de Tip Închis pentru Adolescenți cu vârsta de 11-14 ani. Potrivit hotărârii judecătorești, ei se află aici de la jumătate de an până la un an și jumătate, iar în unele cazuri până nu ating vârsta de 14 ani.
Условия, которые здесь создали. Condițiile create aici sunt foarte bune. Colaboratorii îi ajută pe copii să înțeleagă scopul aflării lor aici și calea de ieșire din astfel de situații. Acești copii sunt lipsiți de multe lucruri, dar ei sunt totuși viitorul nostru, de aceea au nevoie de atenție și grijă deosebită. Deoarece complexul e de tip închis, discipolii lui nu au posibilitatea să iasă de sine stătător în oraș, să viziteze biserica. S-a hotărât că fiecare, mai ales copiii, au dreptul la educație spirituală. La început a fost o singură icoană, apoi a mai fost dăruită una. Treptat s-a format o capelă. În toamna anului 2012, complexul nostru a fost vizitat de arhiepiscopul Sava, care a propus transformarea capelei în biserică. A fost găsită încăperea corespunzătoare, s-a făcut reparație. Începând de astăzi, aici vor fi oficiate servicii divine cu ocazia sărbătorilor ortodoxe. Colaborarea complexului cu eparhia nistreană e numeră mulți ani, căci educația spirituală a tinerilor are o mare importanță pentru viitorul lor. În fiecare sâmbătă, discipolii instituției frecventează lecțiile de religie. Vă doresc tot ce e mai bun în aceste zile sfinte, sănătate și credință. Și cu ocazia sărbătorilor ce au trecut, am venit cu niște daruri dulci de Crăciun. Ecaterina Starojilov are 12 ani și spune că îi plac mult lecțiile religioase, la care află mult nou și interesant. Mai întâi de toate, cer de la Dumnezeu o viață lungă pentru părinții mei, ca ei să fie sănătoși, în familie să fie totul bine. În perspectivă, Ministerul Afacerilor Interne planifică să continue lucrul în direcția dezvoltării complexului. Se va procura mobilă nouă, vor fi efectuate lucrări de reparație. Căci, după cum a susținut ministrul, asemenea instituții de importanță de stat au nevoie de permanentă perfecționare. La 14 ianuarie, la Bender, va fi deschis Centrul Republican pentru Copiii Invalizi. La moment, aici sunt în toi lucrările de reparație și amenajare pentru ca copiii să se simte aici ca acasă, să primească tratament, să fie socializați pentru a comunica cu semenii, a-și face prieteni, iar părinților să le fie mai ușor în educarea lor. Lucrările de reparație în Centrul Republican pentru Copiii Invalizi din Bender au început în luna decembrie trecut. Odăile sunt reparate și utilate cu toate cele necesare: mobilier, paturi, covoare. La etajul 3 vor fi odăile pentru jocuri, odihnă, ocupații. În ultimele, copiii se vor ocupa cu educatorii, medicii logopezi, defectologii, psihologii. Va fi și timp pentru somn. La etajul 2 vor fi două odăi. Una din ele sensorică. Ea este reparată. Vom instala acolo utilajul necesar. Vom avea și camera de fototerapie. Copiii cu dizabilități psihice și neurologice se vor putea acolo trata, restabili, primi ajutor medical. Este de asemenea o încăpere pentru cultura fizică de asanare. Încăpere pentru cultură fizică este, ca și celelalte, în stadiul de finisare. Sunt vopsiți pereții, așternut linoleumul, utilajul a fost procurat, el va fi instalat în timpul apropiat. E vorba de paturi pentru masaj, pista de alergări, ciclodrom, bazin uscat și altele. Colectivul nostru este un colectiv foarte bun, au rămas cei mai buni lucrători, care își depun stăruința, stima și respectul față de acești copilași. Noi așteptăm cu mare drag ca să vie, să ne putem da căldura noastră, să-i primim, să-i ajutăm, să-i susținem. De aceea că pentru dânsă să fie casa asta a doua casă, ca mămicile, părinții, să se ducă cu inima curată acasă, să știe că copiii noștri, copiii lor, nimeresc în mâini de oameni buni. Pe parcursul zilei, în afară de tratament, exerciții fizice de asanare, ocupații cu medicii, educatorii, jocuri, ei vor lua masa, gustare la chindii. Centrul va funcționa timp de 5 zile pe săptămână, de la orele 8 dimineața până la 17 seara. Este prevăzut și transport special, utilat cu dispozitiv de ridicat cărucioarele copiilor. Dimineața ei vor fi aduși încoace, iar seara pe la casele proprii. O sărbătoare neobișnuită. La Râbnița, copiii cu dizabilități fizice au avut posibilitatea să nimerească în lumea miraculoasă a poveștilor, unde au primit frumoase daruri.
La carnaval, Irina nu a putut veni fără ajutorul celor apropiați. Irina nu se consideră deja copil, însă împreună cu cei micuți se bucură văzând eroii din basme. Mi-a plăcut mult activitatea, bucuria care ne-au adus-o personajele din poveste. Această sărbătoare de Revelion, organizată de către Clubul de Discuții Seneca și Centrul de Creație pentru Copii și Tineret, a ajutat copiii invalizi din nou să creadă în miracol. Am organizat un bal mascat, unde toți pedagogii secției tehnico-științifice de la Centrul de Creație pentru Copii și Tineret s-au transformat în eroi fermecați. Eu, spre exemplu, sunt vestitoarea Reginei Zăpezii. Pentru acești copii este importantă comunicarea. Ei, în asemenea colectiv, se simt liniștiți și liberi. Și ce fel de sărbătoare fără cadouri? Membrii Partidului Renaștere au venit cu daruri și urări de voie bună. Principalul este sănătatea, bucuria și pacea în familie. Любов Данилеску, Руслан Кямов, Primul Nistrean. Europa se află în așteptarea celei mai reci ierni din ultima sută de ani. Despre aceasta au anunțat la sfârșitul anului trecut sinopticienii din multe țări. Însă prognozările lor se realizează doar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Acolo temperaturile anomalic scăzute au paralizat transportul, iar serviciile de avarie nu se isprăvesc cu stihia. În Europa, Rusia și Nistrenia, din contra, este un timp foarte călduros pentru luna ianuarie. Trebuie oare să așteptăm frigurile? Despre aceasta povestește reporterul nostru. În calendar este deja 9 ianuarie, iar în Nistrenia încă nu se simte iarna. Un timp neobișnuit de cald pentru o bună parte a continentului european a fost adus de ciclonul Atlantic. La moment, deasupra raionului central al Federației Ruse se află un ciclon amplu care ocupă raioanele de vest ale Rusiei, inclusiv până în Scandinavia. În așa mod, teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene se află la periferia de sud a ciclonului dat. În partea europeană a Federației Rusie, acest ciclon a adus precipitații în formă de ploi, lapoviță, la noi însă numai ceață și timp noros. Până la sfârșitul săptămânii curente, termometrele vor înregistra în Nistrenia noaptea de la 0 până la plus 3 grade Celsius. Ziua, temperatura aerului va oscila de la plus 5 până la plus 8 grade. Însă săptămâna viitoare, ciclonul Atlantic se va schimba cu cel mediteranean. Temperatura nu se va schimba esențial, însă sunt posibile ploi. În așa mod, anul nou, stil vechi, nistrenii îl vor întâlni fără de zăpadă. Debotează, timpul puțin se va reci. Începând cu 19 ianuarie, adică în perioada gerurilor de bobotează, temperatura aerului va scădea noaptea până la minus 5, minus 8 grade, iar ziua minus 1, minus 3 grade Celsius. Sinopticienii presupun că timp rece cu ger va fi numai la sfârșitul lunii ianuarie. Se prognozează temperaturi joase până la minus 15, minus 17 grade. Atât pentru această ediție, o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 10 ianuarie se așteaptă timp noros. Ziua pe alocuri va ploua slab. Noaptea și dimineața va cădea ceață. Vântul va sufla din sud-vest cu viteza de 7-10 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord 0 plus 2 grade, ziua plus 5 plus 7. În capitale noaptea plus 1 plus 3, ziua 6-8 grade căldură. În următoarele zile precipitații esențiale nu se prevăd, temperatura aerului va scădea puțin.